Salutări tuturor, bine v-am găsit la o ediție specială GSP Live. În jumătate de oră pe Național Arena începe cel mai tare prim meci al acestui sezon. FCSB, CSU Craiova, un meci tare între două echipe care au contat în lupta pentru titlu în sezonul trecut. Două echipe care au început sezonul însă la turație moderată, iar una dintre ele chiar și-a pierdut antrenorul în urmă cu puțin timp. Uzunidis a fost dat afară de finanțatorul Mihai Rotaru după rezultatul slab din Europa. Craiova își caută acum antrenor, Dragoș Bon va sta pe bancă în această seară. Craiova între timp l-a pierdut și pe Cicâldău, vedeta Cicâldău plecată la Galatasaray pe 6 milioane de euro plus 20% dintr-un viitor transfer. Craiova în momentul ăsta pierde oameni, pierde efectiv, vine însă la București să joace cu FCSB, o echipă care se caută, o echipă care își caută atacant, l-a luat pe Dumităr, va fi titular în această seară, caută însă și un fundaș FCSB, îl vrea pe Vinicius, s-ar putea ca transferul lui să fie rezolvat în următoarele ore. Discutăm despre acest meci care stă să înceapă în jumătate de oră, să vedem declarații de dinainte de partidă. Analizăm aici în studio alături de fostul campion al României, Liviu Ganea, pe care îl salut. Bună seara, Liviu, mulțumesc că ai venit. Nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Ce faci? Cum îți merge? Bine. Bine. De bune? E bine, da. E, ce să zic, acum, nefiind restricții, lumea poate să-și desfășoare oarecum activitățile, chiar dacă cu... Nu chiar 100%, pentru că se știe că mereu se fac ba teste, ba tot felul de, da, de chestii din asta, dar lucrurile încă funcționează, dar să sperăm că vor rămâne așa și că nu vor urma niște restricții mai drastice din, eu știu, poate din septembrie, pentru că ușor așa, de ce vedem pe la televizor, cam toată lumea ne pregătește așa pentru alte chestii care vor urma. Adică niște restricții mai dure, mai complexe, mai... Dar deocamdată e o perioadă civilizată pentru business. Deocamdată da, deocamdată da. Și la mare și tot ce înseamnă ca și sezon e ok. Adică lumea se mișcă, firmele au reușit cât de cât să mai facă banii. E o problemă de personal, într-adevăr, că toată industria Horeca simte chestia asta, pentru că mulți dintre cei care lucrau în chestia asta s-au reprofilat și au ales alte joburi, alte domenii și toată lumea duce lipsă de personal, dar asta a fost întotdeauna și, practic, eu lupt așa continuu între antreprenori și să o faci și pe angajatorul, să poți să găsești și oamenii potriviți și ce trebuie. Zi-mi ce aștepți de la meciul din seara asta. Hai să vorbim despre meciul ăsta. Da, ce să aștept? Aștept să văd cum se va comporta echipa Craiovei, care, într-adevăr, a rămas fără Cicâldău. Vedem că Craiova, așa, pe parcursul timpului, a tot reușit să transfere jucători pe sume importante și, practic, au creat așa un... Să vândă jucători. Să vândă, să transfere, să vândă, practic. Da, pentru că de adus pe sume... Nu. Nu prea. Nu, de sume nu. Dar dacă ei au găsit această rețetă de a lua jucători, practic, cu sume mai mici, că din ce știu... Și cât 800 de mii, cred că a costat, parcă din câte mi-aduc aminte. Și Ivan, pe Ivan au dat bani când l-au răscumpărat, practic. Atunci a costat ceva mai mult. Dar în rest nu a cheltuit, dar uite că reușește să vândă. Și reușește să vândă la niște sume foarte bune pentru Liga I, adică... 6 milioane pentru Cicâldău într-o perioadă slabă de formă. Sau nu știu, poate tu crezi că era într-o formă civilizată? Nu, niciun caz nu. Adică nu era pentru un transfer de 6 milioane. Dar bineînțeles că, știi cum e, un club, scouterii și așa mai departe, urmăresc într-o perioadă mai lungă, nu? Te urmăresc doar la ultimul meci, că ai făcut un Conference League, un meci mai prost. Și... Nu, dar el de ceva vreme nu mai e în apele lui. Adică, da, cu toate că aici sunt mai multe trecut conjuncturi care s-au întâlnit la transferul acesta de Cicâldău. E vorba că Farul mai avea încă 20% din eventual transfer al lui. Eu nu cred că nu a avut nicio implicare nici Hagi, nici Popescu în chestia asta. Să-l vândă la Galatasaray. 100%. Eu zic că a contat foarte mult părerea lor și cred că au fost implicați oarecum în acest transfer. Chiar dacă ei nu au spus-o public, eu așa cred. Cred că au fost întrebați și li s-a cerut părerea foarte serios despre Cicâldău. Despre chestia asta și, până la urmă, știi cum e în interesul tuturor, dar uite, citeam o declarație a lui Adi Mutu, cred că mai devreme, că spunea, așa, ok, acest transfer încă nu înseamnă nimic. A ajuns acolo, dar hai să vedem ce face acolo. Ok, da. Acum depinde fix numai de el. Depinde de el. Am văzut după transferul lui, chiar îmi spunea Narcis Drejan, îmi spunea că a pus pe Twitter, îmi spunea azi dimineața că a pus pe Twitter, a fost de către un jurnalist, un scouter foarte apropiat al clubului Galatasaray, așa, a fost menționat într-un tweet.
Și Narcis a primit vreo 3000 și ceva de tweet-uri cu întrebări despre Cicăldău de la suporterii Galatei. Ok. Să-l bine. Întrebe, domne, cum e? E jucătorul care ne poate salva? E jucătorul care bate lovituri libere? E numărul 10? Și lasă, băi, nu e numărul 10. El ok, are niște calități, este un jucător de travaliu, alergă foarte mult, dar nu este jucătorul ăla care... adică turcii l-așteaptă pe Hagi cumva, probabil. Ceva de genul ăsta. Și okay. Oarecum, cred că și suporterii și toată lumea când au auzit că Cicăldău a fost crescut la, la Academie, știi, că a plecat de la, de la Viitorul, practic, cum era atunci, oarecum e ca un garant, așa, da. Chestia asta. Și atunci toată lumea are încredere, băi, dacă a plecat de la Hagi, înseamnă că e un clar jucător, că e un jucător care ne trebuie. Bun. Da. Dar acum depinde și ce așteptarea mea. Adică dacă au așteptat să fie jucător de ultimă pasă, de să bată lovitorii libere, să fie un marcator, el nu este. Cicăldău are altfel de calități. Și asta zic că depinde foarte mult cum va arăta. Chiar sunt curios cum va arăta Craiova, cum va arăta Craiova fără Uzunidis, pentru că n-a avut o perioadă strălucită la Craiova și eu cred că s-a resimțit asta și în rândul jucătorilor. Așa. Adică cred că au fost cumva nemulțumiți oarecum, cred că de... Cum ți s-a părut perioada lui Uzunidis la Craiova, sincer? Mi s-a părut că nu n-a fost locul lui acolo la Craiova. Nu. Nu cred că, eu cred că nici vestiarul nu a avut nicio relație foarte bună cu vestiarul. La Craiova mereu a fost presiunea asta mare cu rezultatele. Toată lumea s-a așteptat foarte repede să aibă Craiova un joc spectaculos, ceea ce nu s-a întâmplat. Craiova asta își dorește, dar nu reușesc. Trecut. Au probleme, da. Au problemă și nu am spus, Craiova o duce foarte bine pe oarecum, cu sincope foarte mari între etape, între jucuri, între etape, pentru că, până la urmă, o echipă campioană care își propune să câștige campionatul trebuie să fie o echipă care este foarte constantă. Ok. Asta e cel mai important și atunci poți să câștigi. Trebuie să ai o apărare foarte bună și după aceea să ai, să ai și atacul care, eu știu, să-ți marcheze goluri în niște momente cheie, că sunt multe meciuri pe care le câștigi cu 1-0. Urât. Le câștigi urât, le câștigi chinuit, dar trebuie să le dar câștigi, că altfel ești campion. Să ai constanța aia. Altfel nu o să reușești să rămâi acolo și nu o să reușești să câștigi, ceea ce Craiova nu reușește. Ea nu are constanță. Face un meci foarte bun, se mobilizează foarte bine, să spune, uite, cum un meci cu FCSB-ul. Reușește foarte bine să toată lumea, vin oamenii la stadion, jucătorii sunt foarte motivați. După aceea, următoarea etapă, că joacă cu echipa mai jos clasată, acolo nu au concentrare respectivă, nu reușesc să se capaciteze destul de bine pentru meciul respectiv. Și asta îți dă inconstanța. Și inconstanța îți pierde campionat. Da, îți pierde campionat. Hai să vedem cum arată Craiova în seara asta. Piliaceli în poartă, Conte, Găman, Bălașa, Bancu, apoi Mateiu, Bic, Câmpanu, Nistor, Ivan și Colici. Asta e primul 11. Practic vedem Cicăldău, locul lui Cicăldău e luat de cine? De... Să spunem Bic, Bic sau Nistor. Sau da. Nistor. Da. Practic ar fi jucat... Acolo ar fi jucat Nistor lângă Mateiu, asta, da, dar l-am mutat pe Nistor un pic mai sus ca să-i facă locul lui Bic. Poate fi o oportunitate pentru Nistor de a își pune alte calități în valoare decât cele pe care încerca să și le pună în valoare jucând un pic mai jos? Depinde și da și nu și spun de ce. Pentru de că ce? Nistor e un jucător, ok, are un șut foarte bun, e un jucător de ultimă pasă, dar e un jucător de ultimă pasă care lui place să joace în zona asta unde este Mateiu și Pic. Mai jos, să aibă, mai jos un pic, să aibă joc în față. Okay. Să poată să prea mingea de la fundaș central și de acolo să plece cu pase. El dacă va juca acolo în spatele lui Colice, e o poziție foarte avansată pentru el. Și asta înseamnă că foarte mult din timp va trebui să joace cu spatele la poartă. Okay. Ceea ce el nu o face foarte bine. Deci el întotdeauna trebuie să vină cu fața spre poarta adversă, să nu prea mingea cu spatele la poartă. Ceea ce eu asta cred că el pe el nu-l avantajează foarte mult. E posibil totuși poziția asta să fie doar așa pe hârtie și să el să vină mai jos oricum. Asta zic, s-ar putea să fie lângă Mateiu sau lângă Big sau să se întâmple ceva, adică să schimbe un pic sistemul. Dar eu cred că acolo e poziția lui. În rest, l-am văzut pe Coli și l-am văzut și meciul din Conference League încă cu frică. Cu frică, ți se pare că are frică? Păi l-am văzut că a fost o minge la mijlocul terenului când nici măcar nu l-a lovit, l-a agățat așa, a fost ca un fel de... L-a șters un pic și deja era pe jos să ține de picior, adică să vede frica aia de după o accentare gravă, nu mai ești tu atât de încrezător în tine, nu mai... Mai revine încrederea asta? Greu. Greu, nu? Da. Adică eu am văzut, nu știu, toți jucătorii care am jucat alături de ei și au avut accentări din astea grave și la genunchi și așa mai departe, rămâi cu ceva.
după niște sechele, nu? Da, rămâi cu o anumită frică, rămâi cu o mobilitate mai redusă, rămâi cu... Întotdeauna e ceva. Tu joci în continuare, da. Zici, domne, sunt ok, mi-am revenit, dar nu... Probabil creierul tău restricționează anumite mișcări, restricționează anumite acțiuni. Involuntar. Involuntar, da. Deci subconștientul fără tău, să, da. Fără să te gândești la chestia asta, și mai ales atunci când vii după accidentare gravă, tu încerci să-ți calculezi orice mișcare, uh-huh. dar este foarte greu. În timpul jocului, atunci imediat te fură jocul, intervine adversarul, te trage, te împinge, tu nu poți să-ți mai calculezi exact cum vrei tu. De asta zic că am văzut pe colegi, normal, ei dau încredere, acum încearcă să zică, domnule, să ajungă la forma uh-huh. care a avut-o, uh-huh. dar cea mai importantă e forma fizică, adică să te simți tu bine cu tine, în corpul tău și să ai încredere iarăși în asta. Pentru că dai seama să-l vezi pe colegi punând o contră la minge cu glezna aia care a avut-o, e greu să văd, adică nu prea, știi. În rest, dacă ne uităm pe formație, Ivan joacă pe postul lui, joacă în stânga, Câmpanu la fel, da. Care va intra foarte mult în centru, Matei cu Bic, jucătorii de la închidere, și linia de fund, o linie de fund bună, Găman, Bălașa, Bancu și Conte, care teoretic acolo mai apare Marius Constantin. Da. Din când în când. Ar putea să apare, da. Dau o linie de patru foarte bună. Adică Craiova așa, când te uiți la ea pe primul 11 și pe hârtie, arată foarte bine. Uh-huh. Numai că lipsește ceva. Cât contează plecarea unui antrenor? În cariera ta cât a contat plecarea unui antrenor și instalarea unui om care un om de casă, un om care e de acolo, din club? Problema este de... Pe termen scurt poate funcționa chestia asta. Așa. După aceea, pe termen lung, jucătorii nu-l mai văd ca pe un principal, pentru că nu este un principal. Mereu a fost un om de acasă, a fost mereu acolo cu tine, a fost nu știu ce. Și o mare parte dintre jucători nu-l văd ca pe un antrenor principal pe care să ai un anumit respect sau să fii, chiar dacă tu tacit așa respecti. Dar subconștientul fiecăruia știu că oricum va rămâne el, oricum va veni altul. Da. Și atunci problema e de cum reușești tu să respecti tot ce îți va spune acest antrenor de acasă, să respecti sarcinile și așa mai departe. Adică sunt jucători, am întâlnit mulți care și aia, oricum stă o etapă și pe aia vine altul. Adică, da, oricum, există chestia asta. Da, 100%. Pe față, zic. Da. Pe termen lung e o problemă. Poate să fie ceva pozitiv pe termen scurt. Adică un meci, la modul, domnule, ne-am eliberat de povara ăluilalt. Da, e bine, treci peste meciul ăsta, eliberați. Poți să faci un meci foarte bun, da. Cum e acesta cu FCSB-ul, Craiova, să fie o echipă să uh-huh. se joace foarte bine. Poate să se întâmple încă o etapă, două, da. Dar după aceea, nu mai e respectul la față de antrenorul respectiv și atunci nu mai fac ce trebuie. Bun, o să vedem și echipa celor de la FCSB, iată. Vlad în poartă, apoi Haruț, de fapt Crețu Haruț, e invers, Crețu Haruț, Vucur, Șerban, Moruțan, Popescu, Tănase, Cordea, Dumiter și Octavian Popescu. Cum ți se pare echipa asta? Cu precizarea, Crețu și Haruț schimb între ei, Crețu fundaș dreapta, Haruț fundaș central. Dă-ți seama, improvizație, joci cu Haruț fundaș central, l-au băgat acolo, dar nu e postul lui. Vucur și Șerban, care la fel și ei sunt în echipă acum noi, se încearcă să, nu știu, să prindă mai multă experiență, să fie, se bazeze mai mult pe ei. Și văd foarte mulți pianiști. Și Moruțan, și Popescu, și Tănase, și în afară de Ovidiu, care Ovidiu, na, e jucătorul de echilibru, de contact, de duelurile mai tare, să fie la mijlocul terenului. Cordea mi-a plăcut, jucător bun, intră foarte bine în centru, am zis că stă foarte bine pe picioare, are forță. Adică mult mai îngrenat în joc decât Octavian Popescu, să spunem, care el încă, da, se vede, are talent, dar încă nu reușește să se folosească mult de corp, să câștige mult de el, este firav, încă nu este. În schimb, la Cordea nu se întâmplă chestia asta. Adică el stă foarte bine, foarte țeapă pe picioare așa. Deci tu zici că Octavian Popescu trebuie să muncească mult la partea fizică. 100%. Cumva ca 100%. Consecința ceea ce zici mai devreme. Pentru că nu există, te duci la ea afară și te uiți la ei când se dezbracă și vezi și cum lucrează la sală. Eu țin minte că în 2012 sau 13, când am avut un meci amical cu Sassuolo. Așa. Păi aia făceau sală înainte de meciul amical. Ei făceau, erau la sală, aveau antrenament de forță. Înainte de meci, noi aveam meci. Și noi suntem, domne, să nu obosim organismul, că urmează meci.
nu au nicio treabă. Oamenii își respectă programul lor. Ce să zic, e o mare diferență când pleci de aici, te duci acolo. Și atunci trebuie să lucrezi la partea asta, pentru că toată lumea se așteaptă ca el să se transfere undeva, să prindă un transfer la o echipă mult mai mare, da, dar acolo trebuie să fii foarte bine pregătit din punctul ăsta de vedere. Ok, ești talentat, știi jocul, dai o pasă cu exteriorul, dar nu e de ajuns, nu e numai asta. Adică vei avea, la echipa la care te vei duce, vei avea un contract candidat pe postul tău, care ăla, nu știi, poate e ceh, poate e polonez, poate e, okay, nu știu, sârb. Da. Și atunci cam ești în concurență directă cu el și trebuie să demonstrezi că tu ești mai bun ca el. Trebuie să ai constanță, sunt multe chestii. Nu, domnule, ai jucat în România, ok, ai jucat în România, dar în România sunt și mulți jucători, într-adevăr, sunt talentați, sunt valoroși, dar mulți joacă pentru că, în condițiile fotbalului de astăzi, pentru că vor să fie vânduți. E foarte simplu. Deci toate generațiile astea care joacă acum, o mare parte dintre ei care au vârstele care le au, joacă pentru că sunt și talentați, dar e și un mare interes pentru a fi vânduți. Din echipa asta, unde vezi o slăbiciune? În apărare? Da, vedem acolo Vucur cu Șerban, cum se vă înțelege. Pe Crețu îl știm deja, el se apără, aleargă foarte mult, e un jucător de travaliu. Vedem Haruț cum se va comporta iarăși pe postul de fundaș central, pentru că nu este primul meci, a mai jucat acolo. Și când a jucat, totuși n-a fost. Dar nu e postul lui, niciodată clar. N-a fost, da? Adică, eu am spus-o, cred că asta e o problemă la FCSB de ani de zile. Deci e un om fundaș central. Uite, încearcă să-l aducă pe Vinicius la 37 de ani. Cum ți se pare mutarea asta chiar? Crezi că poate rezolva Vinicius la 37 de ani într-o perioadă în care a arătat totuși o scădere, poate arătat evidentă. O scădere, dar sincer joacă mai bine decât Haruț sau Vucur. Da. Adică e un jucător cu experiență, nu, n-am nimic cu băieții, nu vreau să-i jignesc, dar e un jucător cu fundaș central cu experiență. Are 37 de ani, acum ideea e ok, le iei pe Vinicius pentru cât? Pentru 6 luni, un an? Un an, da. Le iei pentru un an, să zici, băi, exact, anul ăsta să vedem ce se întâmplă, poate se și lasă după aia, cred mai probabil că da. Dar eu cred că trebuie să ai mai multe variante pentru... Adică nu poți, FCSB îți propui an de an să câștigi campionatul, dar tu nu ai fundaș central. Păi cum vrei? Pentru că campionatul ți-l câștigă apărarea, nu jucătorii de atac. La CFR a fost la fel, toți anii ăștia. Apărarea, organizarea, aia câștigă campionatul. Vinicius. Și ceilalți, că nu au fost, okay, fost și Burcă, dar, și da, care au fost lângă el, Manea, ce mai a fost Camora, care... Vinicius a fost piesa... centrală a fost, dar mereu, gândește-te, dacă dăm un pic timpul înapoi și ne uităm la istoria CFR-ului, Cadu, Piccolo. Piccolo ți se părut, da. Parcă n-a fost cine știe ce. Da, dar era jucător pe care te bazai, nu știu, într-adevăr, poate mai avea și el meciul în care o comitea, dar în cele mai multe ori era ok, era dădea o siguranță. Și nu el, și au mai fost o grămadă pe la CFR. Să zic, ai apărarea și campionatul. După aceea ai fantezie în față, Octavian Popescu, îl ai pe Cordea, Tănase, care poate să fie Muruțan, care iarăși așteptăm de la Muruțan să depășească o anumită limită, să crească cât mai mult în joc și să aibă execuții, pentru că el joacă acolo, apare foarte des la finalizare, da, dar el trebuie să marcheze. Trebuie să dea multe paste decisive, da, pentru că ăsta e rolul lui acolo. Deci nu e ca și cum joacă în locul lui, nu știu, Ovidiu Popescu la închidere, recuperează, am dat-o la primul de lângă mine. Nu, lumea așteaptă mai mult de la tine acolo din poziția. Să-ți asumi multe riscuri, să fii mai clar, da, și mai limpede. Îți asumi niște riscuri, dar trebuie să fie niște riscuri calculate și niște riscuri pe care tu să le poți duce la bun sfârșit. Adică dacă tu dai un șut la poartă, dă un șut la poartă sănătos. Nu da doar ca să dai, că trebuie să dai la poartă și ești în poziția aia. Aici e chestie. Ți s-a părut o disperare a lui de a arăta, de a impresiona pentru a fi transferat? Pentru că sunt discuții, uite, se discuta inclusiv de Galatasaray acum. În ultimele ore a apărut discuția. Da, s-au discutat, dar eu cred că ar trebui să facă mult mai mult pe teren pentru un transfer. Adică un jucător, eu așa țin minte că așa era și înainte și acum trebuie să fie la fel. În momentul în care un jucător se transferă, eu cred că trebuie să vină după o perioadă, un sezon în care trebuie să aibă niște meciuri foarte bune și el deja să fie într-o formă foarte bună. Ok, poți să mai sincope un meci, două, nu e problemă, că orice jucător le are. Nu există jucătorul perfect care să joace perfect meci de meci. Dar așa, când faci o medie, trebuie să vii după o perioadă foarte bună, ca să prinzi un transfer foarte bun și trebuie să ai cifre. Muruțan, Tănase a avut, că a fost golgheter. A avut cifrele de partea lui. Dar la fel trebuie să facă și Octavian Popescu, trebuie să aibă execuții. El gândește-te că joacă extremă stângă, joacă atacant. Da. Deci el trebuie să aibă goluri.
trebuie să aibă incursiuni, trebuie să aibă unul contra unul, trebuie să fie foarte bun. Și trebuie să înceapă să crească, pentru că... Trebuie să înceapă să crească și trebuie să pună foarte multă forță pe el. Pentru că e asta trebuie să înțeleagă. În momentul în care pleci din România, tu aici trebuie să faci diferența. Da. Trebuie să fii cel mai bun când pleci de aici. Nu să fii un jucător, da, jucat 5 meciuri, nu, 2, da, nu. De ce? Dacă nu reușești să faci diferența aici, e clar că acolo te duci și ești condamnat, te vei întoarce rapid. Păi da, pentru că acolo te lovești de zid. Da. Ajungi acolo și o să zici, da, domnule, da, la mine în țară eram cel mai bun. Erai, da. Aici când ajungi ai alți contracandidați pe postul tău, care aia se pregătesc, mănâncă pământul că te urtești în Italia sau te duci unde te duci. Ei sunt așa. Uh-huh. Pentru că stau în sală și cehii, și polonezii, și sârbii, și aia când vin, ei sunt pregătiți fizic. Da. Și tu te zici, România, da, am jucat, am fost talentat, m-au băgat să joc, că au vrut să ia banii pe mine, dacă ne ajungi acolo... Nu, dar asta așa e. Corect. Și te lovești. Eu am văzut chestia asta când jucam la juniori. Deci noi când jucam cu echipa națională, când jucam la juniori și jucam cu meciurile amicale sau mergeam la Balcaniadă sau unde mergeam, pe când jucai cu turci la 16-17 ani, nu mai zic de ceilalți, de sârbi, de nemți, de... Bă, era o diferență foarte... Erau jucători care deja erau maturi, uh-huh, din punct de vedere fizic, da, și noi eram niște copii talentați și atât. Subnutriți. Exact. Dar așa e, păi, am, da, pozele alea acasă, mă uit pe ele din albumele alea de când eram copil, mergeam la meciuri, mă uitam la poza noastră când făceam poza aia de primii 11, da, și te uiteam la ceilalți. Adversari. Asta era diferența. Hai să vedem o declarație dată de Tudoran înainte de meci, apoi ne întoarcem. O echipă foarte, foarte motivată. De la început ei și-au exprimat dorința pentru a câștiga campionatul. Pentru noi este un meci extrem de important. Venim după un meci egal din prima etapă la Botoșani. Chiar dacă am controlat jocul din primul până ultimul minut, n-am reușit să înscriem. Din punctul meu de vedere, la ora jocului, jucătorii o să fie bine și fizic, și tactic, și tehnic. Venind după o victorie din Conference League, mă bucur pentru jucătorii că într-o primă competiție am reușit să câștigăm, chiar dacă toată lumea ne-a criticat când am câștigat, anumite persoane. Mai ales mă bucur pentru fanii care au venit la stadion, mai ales pentru Peluza Nord, care ne-au susținut. N-au mai fost de mult la stadion, de asta și bucuria jucătorilor de după meci, care era normală. Pentru că fanii își doreau să vină foarte mult să vadă echipa, să cânte împreună cu ei. Craiova vine după un rezultat, un eșec, în Conference League. O să vină cu un nou antrenor. Și și-au vândut unul dintre cei mai buni jucători pe Cicăldău. Dar în lotul celor de la Craiova sunt jucători care sunt de valoare, cum e un Nistor, cum e Ivan, chiar dacă Cicăldău e o pierdere. Noi trebuie să fim, din toate punctele de vedere, la ora jocului, apți. Da, Tudoran pare așa și emoționat, mi se pare emotiv la aparițiile în fața media. Curios, da, dacă la aparițiile în fața media emotiv, cum e relația cu Becali? Asta mă întreb. Pare emotiv, adică se vede că e potignit un pic și nu, el nu e așa. Nu e chiar, adică nu vorbește așa. Bine, nu. Probabil. Lucrurile la FCSB, cum a spus și el, se cam întâmplă altfel. Mm. Și atunci... Declarația aia a fost interesantă, dată de... Da, a fost interesantă și sinceră, până la urmă. Da. Adică ce rost are să ne ascundem după ce acum, adică să spunem că ce... Păi asta e realitatea, asta se întâmplă. Da, întrebarea e cum reacționează jucătorii la toată povestea asta. Adică aici este cea mai mare problemă. Te face mai simpatic în fața jucătorilor? Nu. Nu. Nu adică... te face mai simpatic. Adică simpatic, da, poți să zici că ai câștigat la... chestia asta de că ai, nu știu, ai avut curaj să spui și că ai fost sincer și că, băi... Okay. Dar, pe de alt punct de vedere, cum te ascultă pe tine jucători în antrenamente? Asta e o întrebare de ani de zile la FCSB. Cum te ascultă pe tine jucătorii la antrenament, antrenor care tu asculți? Spui ăla așa, ăla așa, ei în discuții individuale, băi, te-am văzut, te-ai pregătit foarte bine, da, am încredere în tine, așa, 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 și când vine meciul nu mai joci. Păi de ce? Păi nu mai joci.
s-a făcut primul 11 și nu ești. Că, teoretic, tu ca antrenor trebuie să dai o explicație jucătorului. Da. Că așa este, să-i spui, băi, uite, vezi că nu te bag meciul ăsta, uite cum am gândit treaba, vreau să jucăm sistemul ăsta, prefer pe celălalt care e contracandidat cu tine pe post, vreau să joace el pentru că vreau să facem chestia asta, să-i surprindem așa sau să facem asta. Nu te folosesc meciul ăsta sau te bag după pauză. Da. Și meciul următor joci tu că, uite, deplasarea de la Gaz Metan, n-am nevoie de tine acolo și vreau să gândesc meciul cu tine în primul 11. Fair enough, adică n-ai de ce să te superi și strângi mâna. Zici, băi, asta e, așa e. Dar în momentul în care îi spui chestia asta și mai vin 4 meciuri și ăla nu joacă, după aia tu îți pierzi încrederea în antrenor, pentru că zici, băi, una ai vorbit cu mine, una mi-ai promis, una mi-ai spus, dar ai făcut altceva. Și alta aud la televizor, poate, chiar aud la televizor altceva. Alta aud și atunci intervin problemele. Uh-huh. Pentru că în vestiarul respectiv, tu ca antrenor îți pierzi din credibilitate, că nu ai cum ar fi. Când un antrenor își pierde din credibilitate în fața jucătorilor, e condamnat? Da. E condamnat. E condamnat pentru că jucătorii nu, știu că el nu mai decide. Da. În momentul ăla și atunci zici, bă, oricum. Jucătorii sunt ca niște fiare care simt mirosul de sânge imediat. Bine, o să zici acum, bă, ce comparații fac asta. Sunt ca niște... Nu, dar se simt lucrurile astea, dar... și atunci dispare competiția aia din sânul lotului. Aia dispare în momentul ăla. S-a terminat. Adică de ce să trag eu mai tare decât ăla dacă eu oricum joc? Oricum nu joc. Oricum nu va juca ăla. Da. Da, asta am trăit-o la toate echipele. Dacă la care am fost iar jucători care jucau nu meritau să joace. Și inclusiv la CFR Cluj. Da. Păi era, țin minte, când am ajuns în 2012, era Weldon. Așa. Care tocmai ce se întorsese din China. Fusese împrumutat un an de zile, avea vreo 1 milion salariu. În China. Și s-a întors la CFR. Da. Și avea salariu 300.000, nu mai avea 1 milion. Și era, atunci, exact înainte să vină Neandu, era Costa. Da. Antrenor. Da. Făceam antrenament, se strângeau la cercul terenului, toți jucătorii, și Costa îi spunea lui Weldon, te rugăm frumos, astăzi, să alergi și tu la antrenament. Nu cred așa ceva. Asta îi spunea George Costa lui Weldon? Da, te rugăm că astăzi avem nevoie să faci și tu să transpiri. Ăla era așa. Așa era tot antrenamentul. Nu interesa. Ce și tu trebuia să te... Venea meciul, jucătular. Și tu la antrenament trebuia să fii... Erai cel mai... Eu ajunsesem la CFR și eram foarte dornic să reușesc, să joc, să mă impun titular, să zic, bă, n-am venit degeaba pe aici, am bătut drumul de la București și am venit până la Cluj degeaba. Da. Te duceai antrenament, te făceai ce făceai și în momentul ăla venea meciul și juca Weldon. Wow. Și ce și problema este alta, pentru că cu echipierii toți văd chestia asta. Ok. Și zic, băi, nu știu ce, și ce pun este compătimească pe tine sau pe altul care era pe postul lui, cum era Roni, cum eram eu. Și zici, bă, voi vă pregătiți asta, faci, dar vine meciul, joacă alții. Ai înțeles? Și în momentul ăla spunem, ce, antrenorul ce rol are? De a face antrenamente? Păi asta e și atunci dispare, adică nu poți să mai încredere în antrenorul ăla. Zici, bă, nene, dacă eu mă pregătesc, mă vezi că... bag al necări la antrenament toată ziua și vine meciul și joacă alaltă care nu se pregătește, că dacă s-ar pregăti și el îi spune, bă, asta e, l-a ales pe el, are mai multă experiență. Da, adică dacă avea o logică, o ceva. Exact. Dar nu au logică chestiile astea. Tare. Nu, și sunt mai multe de astea, nu e numai asta. Dar asta e una dintre ele când mi-am adus o aminte de la CFR, că atunci era chiar strigător la cer. Și atunci chiar a avut în sezonul la Weldon, atunci în returul respectiv, chiar a fost de tot râsul, da, a avut meciuri cu ratări, nu era concentrat, el era cu cap acolo. Dar totuși tu ca și clubul forțezi să joace, domnule, bagă-l. Păi, băi, dar dacă ăla nu e cu cap acolo, se pot întâmpla două lucruri, joacă prost sau se accidentează. Da. Asta se poate întâmpla. Și tu care îți dorești și vrei... Și vrezi alți oameni din lot. Păi vede tot lotul. Exact. Adică 25 de jucători care sunt în antrenament văd. Se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori și atunci zici, bă, noi de ce stăm pe aici? Că zic, îi mai auzi pe unii că sunt domnule, fotbaliști sunt mercenari. Păi sunt mercenari genul ăsta de fotbaliști, care nu interesează, știu că va trece timpul și oricum încasează și nu încasează 5-10.000 până încasează 30. Și ăia sunt mercenarii, de fapt, care ți-au banii. Care nu interesează, nici nu se antrenează, nu mă interesează că el bagi titular, joacă, nu joacă, joacă prost, așa, și tu care ești și român, ești la tine în țară, vrei să demonstrezi, vrei să faci, vrei că n-am venit să vă iau banii degeaba și tai și te uiți. Zi-mi un pronostic repede la meci, că stă să înceapă meciul. Cred
cred că va conține FCSB 1-0. Bun. Pauză. Ne revedem la pauză. Mulțumesc mult, Liviu, pentru moment. Ne revedem la pauză cu analiza primei reprize, apoi la final cu analiza meciului FCSB CSU Craiova.